și hai să avem un pic o discuție un pic mai serioasă astăzi. Poate vă plictisesc. În primul rând, de când îs pe YouTube, habar n-am, cred că e un an și poate să aproape doi, n-am câștigat niciun ban din chestia asta și n-am cerut niciodată bani din în chestia asta. Mă rog, tot ce vedeți până acum, aproape 2500 de abonați, o grămadă de oameni pe Facebook, pe chat sau chestii de genul cu care eu interacționez, este... Deci canalul ăsta și tot proiectul ăsta care încerc să-l dezvolt a crescut pe munca mea și sinceritate și tot ce am putut eu să fac și am vrut să fac și în continuare vreau să fac mai mult. Dar de ce am făcut clipul ăsta și care-i treaba cu titlul ăsta? Nu fac promovări, sună așa de bă, înțelegi că nu fac. Destul de simplu. În primul rând, nu am nicio treabă cu youtuberii care fac promovări. Nu este un dis către. Doar eu vă anunț că eu nu fac promovări pe canalul meu pe YouTube. Și o să ajung imediat și la partea aia de ce nu fac eu promovări pe canal, pe canalul meu de YouTube și de ce nu consider că îs bune. În primul rând, cred că am zis de prea multe ori în primul rând, sau cel puțin am mai zis. Nu am, îs un pic cam scârbit de comunitatea YouTube din România. Nu vreau să... Din nou, nu vreau să jignesc pe nimeni, fiecare face ce vrea, sper, într-un fel sau altul. Dar pur și simplu sunt o grămadă de creatori de content care nu au lucrat într-un anumit job, de multe ori sunt minori și au dat de bani. Au dat de bani și atunci ai... Să facem bani, să facem bani. Știi cum sunt o grămadă de moderatori de la televizor? Ei bine, mie asta nu-mi place. Ei încearcă de multe ori să pară cât mai profi, de la studiouri până la editing sau montaj, cât mai profi și totul să fie cât mai profi. Și dacă nu faci cât mai profi pe YouTube, atunci o să vină niște copii care au văzut la alții cât mai profi, chestii cât mai profi și o să zică, ce fundal ai. Așa a crescut YouTube-ul, așa a fost creat YouTube-ul, cu niște oameni simpli care au avut niște idei sau niște hobby-uri sau niște... plăceri și au cumpărat o cameră mai ieftină, mai scumpă, cum și-au permis și s-au filmat la ei în cameră, Inception. Asta nu este niciun mod gen, acum hai să, deci eu filmez la mine în cameră, în partea aia la altă e soba și voi știți de multe ori asta. Și n-am nicio treabă cu chestia asta, nu am microfon, am o singură lampă video, am luat-o de pe ocazii și am un Nikon și nu mă văd dacă-s focalizat în momentul ăsta. Dar nu-mi pasă pentru că vreau să dau chestia asta afară. Și atâta timp cât tu îmi înțelegi mesajul, e perfect. Sunt o grămadă de youtuberi mari pe care nu-i mai agrezi și probabil îi agream înainte. Și nu vreau să spun care cum e sau ce fac sau de unde se inspiră și se vede direct că o fac doar pentru bani, ci vreau doar să spun că sunt mulți care au rămas și încă fac calitate 100% și pentru asta... bucuros. Deși ai crede că sucre, nu știu, se uit filme, atâta știe el, îi urmăresc cam pe toți și vreau să laud câteva persoane mai mari până trecem la vlogării mai mici, cum ar fi Damsky care face Minecraft, care este super tare și a rămas, cel puțin așa mi se pare din câte eu am urmărit, la fel. Satana, ca de obicei, Codrin Bradea este un tip extraordinar și îmi place că, deși a fost închis canalul, a continua să facă ceea ce îi place. Deși o să porniți mulți acum cu hate reală și dume din astea, Tequila face o treabă foarte bună pe partea ei. Gen adevăr și provocare. Asta e. A făcut de la început adevăr și provocare în România. Da, multe concepte, multe idei sau template-uri îs luate de dincolo. Dar... asta e. Și chiar și fetele cu beauty și make-up și da, le urmăresc și pe ele. Fac o treabă extraordinară, deși ai spune de ce face asta, pun niște chestii amuzante acolo. Ești retardat. Scuză-mă că spun asta. De fapt nu mă scuză. Ești pur și simplu retardat. Fiecare om nu adoră doar Minecraft în România sau doar gameplay în România sau doar faze amuzante sau doar clipuri despre cocalari. Da, știu, astea prind cel mai mult. Și atunci când unul face ceva, normal că toți vrem vizualizări și facem despre cocalari sau Minecraft. De asta eu nu suport și de asta nu am cerut niciodată. Am avut o singură promovare din partea lui Shelly când avea 15.000 de abonați și m-a ajutat, cred că cu 100 de abonați, dacă nu mă înșel. Și a fost ok, am plătit pentru asta,
câțiva bănuți. Am, mă rog, vorba vine, în rest tot ce am făcut, am făcut pe pielea mea și am zis că vreau cumva, nu-mi pasă de superstar pe YouTube. Nu mă interesează chestia asta, vreau doar să fac niște clipuri, eu vin de la lucru, eu într-un fel sau altul îmi fac banul singur. Da, ar fi super să fie, să iasă bani din chestia asta și intenționez să fac cumva să iasă bani din chestia asta, dacă se va întâmpla. Probabil ați vrea să vă arăt niște clipuri haioase cu pisicuțe. Sau vreți să vedeți un gameplay cu Minecraft? Dar păcat că nu-l joc. Înțelegi? Aș vrea să schimb cât de cât, sau măcar știu că sunt oameni în România care au o mentalitate diferită și caută ceva diferit. Vreau să-i atrag. Nu sexual. Gen, știi? Ok, asta e ciudat. Asta. De-aia spun. Orice face, fii mai deschis într-un fel sau altul. Acum hai să trecem la subiectul principal. Am terminat cu toată blărbăgeala asta. Desigur. A, da, și chiar vreau să recomand vlogării mai mici, pentru că ați văzut pe Facebook că îi susțin de foarte multe ori, pentru că mi-e încălzește inima să-l văd pe Vasco cum face chestii destul de interesante, după aceea îl văd pe Farcaș care face chestii interesante, îl văd pe Spike care a făcut logo-ul și banner-ul și în continuare o să lucrez cu el, care e prea tare pentru vârsta lui, mai este Kazi care este ok și întotdeauna vrea să facă mai mult de la el, și mai ales când îl văd pe Oxy care îmi scrie pe chat pe Facebook, dacă nu știu, verificați, cotații, oricum sunt partea cu recomand la mine pe canal. Oxy care a intrat la mine pe chat, s-a băgat în seama cu mine și a zis: bă, Sucre, sper că nu te super, că am luat ideea asta cu Marvel, dar am făcut un felul meu cu parodii. Am făcut niște parodii cu supereroi și automat am dat share, cum să nu. Altcineva mi-a spus: băi, te deranjează dacă fac un răspuns către un clip de-a tău? I-am zis automat: nu, chiar te rog să-mi dai și mie clipul să-i dau share să-l văd. Deci n-am treabă cu nimeni. O altă chestie care mă sperie și mă deranjează în ultimul timp e faptul că intră oameni pe cea cu mine și se miră că eu sunt de treabă și nu sunt gânfat și ca alții, nu știu ce. Înțeleg ideea că mulți chiar nu pot fizic să răspundă la 200 de mesaje probabil și multe dintre ele sunt gen: hei, ceau, ce faci, ceau. Super. Am avut cu cine să discut. Dacă îmi văd persoane cu care chiar am ceva de discutat, e super tare și sunt foarte diversificat și vorbesc cu toți, de la un mutant ca Alex Goya până la Cristi, care e tare, pur și simplu. Și fete, o grămadă de fete. Minore unele, ceea ce nu e ok. Bun. Acestea fiind spuse, deci da, care e chestia cu promovările? Știi ce nu-mi place mie? De asta nu le fac pe YouTube și dau share oricând am ocazie la ceva bun pe Facebook. Pentru că nu mă deranjează. Mulți zic: nu, să postez doar ce am eu pe Facebook. Vrei să dau un share? Înțelegi? Mie nu-mi pasă. Îi dau share acolo dacă îl ajută pe om. A venit Cazi la un moment dat și mi-a zis: băi, de când mi-ai dat tu share am câștigat 5 subscriberi. Și mă simțeam așa de nașpa că n-am putut să-i ofer mai mult. Poate pe viitor. Ăsta... De-aia zic, nu fac promovări în clipuri, de ce? Pentru că eu vorbesc poate în super origini despre Superman și la finalul clipului trântesc o chestie gen: hei, intrați pe canalul lui Andrei pentru că face Minecraft. Cam asta a fost și cu episodul pe astăzi. Vezi, chestia asta mie nu-mi place. Chiar nu-mi place. Am vorbit de o chestie, am dat-o pe alta. Îmi strică mie proiectul meu doar pentru câțiva bănuți pe care mi-a dat un puști pentru că a strâns din alocație sau i-a cerut la părinți. Și a făcut și el un clip și acum vrea 2000 de abonați dintr-o dată. Și de ce spun că nu-mi plac promovările de obicei? De ce a pornit toată? Eu o să fac un clip despre asta. Păi, a intrat un puști la mine într-o zi pe cea și mi-a zis: Sucre, faci promovări. Și am zis: nu fac promovări pe YouTube, dar dau share pe Facebook în caz de îmi place ceea ce faci. Arată-mi un clip. Avea un singur clip pe canal, era el și un prieten și erau foarte plictisiți și, ca de obicei, sigur, poate ați văzut asta, ne-am apucat și noi de vlog, că am văzut că, na, e fain. Și chiar e fain. Și am zis: mă, m-ai schimbat cumva lumina, m-ai învățat un pic la editing, spun asta tuturor. Și el era: da, dă-ne un share măcar că ne ținem de treabă și promit și facem. Și vezi tu, persoana asta nu-mi plac, pentru că cei care spun că da, ne ținem de treabă, dă-ne, vor așa un fel de, știi, un fel de succes, că pe YouTube nu prea e succes ăsta, un fel de succes din prima, că după aia se lasă.
Și sunt o grămadă care fac asta. Gen, pac, le-ai trântit 400 sau 1000 de abonați, după aceea, uai, ce fain e, ceau, ceau. Știi? Nu, stai acolo, fă 70 de clipuri dacă trebuie, câștigă 1000 doar de abonați și ai să vezi cât este de bine. Și nu mi se pare nici ok să cer bani. Acum, na, e treaba lor. Am auzit că unii cer anumite sume care mi se par neînregulă. Adică cer bani unor puști, totuși. Puști de 14, 13, 15 ani care... Hai că eu îmi permit că eu lucrez să îți dau ție o anumită sumă de bani să mă cum vezi, deși nu mă interesează ăsta. Dar cer bani și când lor le trântește o sumă, e gen, a, de fapt, ăsta e YouTube-ul. Și le-ai distrus tot. De-aia mie îmi place să-i îngrădesc pe toți care simt că se țin și fac un content super. Și aia le zic, băi, asta e, bă, ce tare și pac, i-am dat un share pe Facebook. O altă chestie la care vreau să vă așteptați pe viitor, locuitorilor, vorbesc doar cu oamenii mei acum și vreau să vă salut. Ăsta, am spus că nu o să fac promovări, pentru că îmi strică produsul, dar vreau să vă așteptați la reclame pe viitor. În același timp știu că alți youtuberi, nu o să dau nume, au făcut reclame la anumite chestii și vă deranjează asta. Știu că sunteți atunci automat gen, te-ai vândut. Știi care e chestia? Dacă vrei să scot mai mult, trebuie să stau acasă ca să scot mai mult. Trebuie să, mai ales în situația mea, trebuie să merg la filme, trebuie să văd seriale. Eu... 2 din 5 zile lucrătoare și mulți dintre voi știți asta, nu le dorm. Gen, stau toată noaptea cu voi pe chat, mă uit la un serial pentru că mi-a spus nu știu cine să termin Attack on Titan sau Game of Thrones. Mă uit pentru că știu că omul ăla vrea să știe părerea mea și așa mă duc la lucru nedormit și după aia vin și poate mai și filmez. Și mă culc la 10 noaptea. Deci, da, ar fi super ca pe viitor să obțin niște sponsori, dar... O să am grijă ce sponsor. Nu o să vin niciodată în Super Origin unde vorbesc de supereroi și o să iau un iaurt și o să zic, bă, mâncați iaurtul ăsta că vă dă super putere. Nu. Dar ar fi tare să am niște sponsori ca Cinemagia. Când zic de cutia cu popcorn, automat să bag acolo un plugin, un plug cu Cinemagia, care este un serviciu super tare și o aplicație super tare. Chestii din astea, related, niciodată în așa fel încât să-mi strice produsul. O altă chestie pe care nu o suport, cum v-am spus, nu-mi pasă de vizualizări în mare parte, nu prea, adică mă bucur când văd, cine nu se bucură când munca mea e apreciată, munca cuiva e apreciată, mă rog, dar niciodată nu am fost de asta, am activat chestia asta pe YouTube de mult timp, da, pot să vă văd comentariile înainte să le aprob, înainte, da, trebuie aprobate înainte să fie publice, ceva de genul, mă rog, le fac o revizie, nu mai știu cum era termenul. De asta nu o să vedeți niciodată hateri. Am pățit de multe ori, am postat la un moment dat o poză cu mafia comică pe Facebook și cineva a început să înjure pe altcineva, automat am dat bloc pe Facebook, nu stau la discuții cu chestii din astea. Odată am postat ceva despre politică și dacă vă uitați Mihai Crețu și Iron Mandarin știți despre ce este vorba. Și am plecat la lucru și în 9 ore cât stau eu la lucru, 10 ore până ajung și acasă și toate astea, am venit acasă și am văzut acolo niște romane și au început să se jignească între ei și mie nu-mi place chestia asta, nu sunt Hitler, nu vă spun, bă, sunteți cu mine, nu faceți asta, dar e urât. Ai o părere în contradictoriu cu celălalt? Spun eu, dar nu-l jigni direct, nu e ok. Am mai pățit chestia asta și recent cu tine, mutantule, Alex Goia, dacă te uiți, și cu Roberto, dacă te uiți, când era faza de căști, de muzică, și iar au început, puștiu ăsta îi place asta, puștiu ăsta îi... Deci pe tine vorbesc, mutantule. Sunt cu ochii pe tine. Mafia. Vezi, chestia asta, deci nu exprimă-ți punctul de vedere. Eu cel mai mult învăț din contradictoriu, înțelegi? Deci e super să văd, dacă am postat și am zis, băi, laptopul ăsta e bun? Și atunci vine unul și zice, bă, sucre, vezi că laptopul ăsta e cam de căcat. Nu o să zic, ești, da, păi, și tu ești de căcat, na. Nu, o să zic, da, de ce crezi că e de căcat? Păi uite așa, bă, ia stai să mă uit, tocmai uite, au avut dreptate. Înțelegeți? Vreau, când vorbiți cu mine sau vă uitați la mine, să nu vă mai gândiți la alții.
alți youtuberi care fac nu știu ce, nu-mi pas, gen, mulți lasă secția aia de comentarii, respect pentru rezumatul zilei, respect pentru Vali, dar mulți lasă secția aia de comentarii și vin haterii și lor le convine pentru că e trafic și vizualizări, haterul ăla o să se întoarcă în fiecare zi ca să-i răspundă la alălalt. Mie nu-mi place asta, mă piși pe vizualizări. Sper că ați învățat câte ceva despre mine astăzi. Dacă te interesează, poți să verifici și clipul de data trecută. Poți să mă găsești și pe Facebook. Poți să-i dai un subscribe dacă mai vrei să fii locuitor. Sau am unsubscribe dacă nu vrei să mai fii locuitor. Și lasă-mi în secția de comentarii ce crezi tu despre YouTube în general, mai ales România. Mersi că ai urmărit, ne vedem data viitoare.